Astăzi la bucătărie avem nevoie de multe mâini, ne zice Uica. Drept pentru care mergem la familia Bob din Reșița. Nu înainte însă ca Nea Mihai să ne spună snoava rețetei de astăzi. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim ora frății ei pe pământul României. Uica! Iar marea... Nu vrei măi, la bucătărie, da? Hai la bucătărie, mă pricep mai bine decât stai, tu. Stai că ți-am spus eu de aici îmi iau energia din piatra asta. De ce? Să-ți spun care e tâlcul pietrei. Facem ciorbă de polovan? Nu, nu-ți spun ce gătim. Gătim ceva de pe vremea lui Cuza Vodă. Da? Dar prima dată să-ți spun care e rolul bolovanului. Ci că la divanul ad hoc în Moldova au fost chemați și răzeșii dintr-un sat ca să-și dea cu părerea dacă unirea e bună sau nu. Și au fost dați în grija unui tânăr filfizon care a studiat pe la Paris, mă rog, și ăsta încerca să le explice țăranilor ce-i cu unirea. Și moșul în roată spunea: boierule, te rog să mă ierți, dar tot nu înțeleg. Ce folos ne aduce unirea asta? Ce-i bun pentru... se enervează tânărul. Nu înțelegi de vorbă, stai să-ți arăt. Hai în curte cu toți. Scoate pe răzeșul în curte și zice: uite, bolovanul ăsta, îl vezi, Neane? Îl văd. Ia, pune mâna și ridică și adu-l aici pe prispă. O, nici nu mă apuc să... Știu, îl cântăr din ochi și îmi dau seama că e peste puterile mele. Dar cu ea puneți-vă toți răjeșii, prindeți de el și aduceți-l pe prispă. Și l-au adus. Zici făcut. Au luat, l-au adus, l-au pus pe prispă la picioarele boierului. Ei, vezi? Asta înseamnă unirea și asta e bună. Da. Unde sunt mulți, crește puterea. Nu e bună, zice moșion, roată. Moșioane, nu pricep, ești tare de cap, de ce nu-i bun? Păi e tot ca înainte, dumneata arăți cu degetul și poruncești și noi trebuie să lucrăm și să-ți facem pe voie. Na, de aici pornește... Din povestea asta, când mergem la gătit acum, și meniul nostru pornește vreau de la să poveste. Puneți mâna, toată echipa, să nu lăsați pe moș Uica singur și să gătim ceva. Una din bucatele preferate a lui Cuza și... ceva din ceea ce mâncau răzășii aproape zilnic. Da, pot să fiu eu domnița și matale răzășul? Deci ne întoarcem în ianuarie 1859, Uica. Da, la mica unire, ca așa îi se spune, și o să pregătim felul de mâncare preferat al domnitorului Cuza. E un fel de mâncare de proveniență leșească, adică din țara polahilor, da, are vreun din nume? Polonia. Pui cu smântână. Așa? E ceva foarte simplu. Puiul gătit în smântână cu o garnitură de ciuperci crude. Mai piper, sare, usturoi granulat, vin alb demisec, coniac, un ardei roșu, unt și rețetarul de la Uica sunt toate cele necesare pentru o mâncare domnească așa ca după gusturile sofisticate ale lui Cuza. Iar pentru țăranul român, improvizăm o salată de ridichi albe. La masa țăranului din Moldova se mâncau ridichi cu mămăligă. Uhum. Ridichea, știi că e foarte spornică, se obțin și 50-60 de tone la hectar. E ușor de cultivat. Mai greu de scos. A, da, știi povestea cu ridica, unde se ținea unui de alții. Așa, așa, în familie. Deci cu ce o să începem? O să începem dând drumul la tigaie, să se înfierbânte și avem nevoie de pieptul de pui pe care îl tranșăm în cubulețe. Bucățile de carne se marinează în coniac, sare, piper și usturoi granulat, măcar o jumătate de ceas. Se spune că domnitorul tăia foarte mult în mijlocul poporului, umbla deghizat, în țăran, în negustor, voia să cunoască adevărata viața. Să știe cum o duc românii supușii lui. Și drept urmare știa cât costă și pâinea, nu ca politicienii da, noștri de astăzi. Da, știa prețurile, știa. Ei, și ieșind de odată din palat, vede un dorobanț, unul dintre gardienii palatului, cum mânca, ascunzându-și bucatele în pumn, mămăligă cu ceva. Uh-huh. Și domnitorul foarte curios se duce la el și îl întreabă: dorobanțule, dar ce mănânci tu? Păi ia ghicește, o fi că mănânci mămăligă cu brânză. Na, o fi că mănânci mămăligă cu smântână. Na, mă, o fi că mănânci mămăligă cu ridic ca în Moldova. Ia că ai ghicit. Dar tu știi cine mi-s eu? Nu știu. Păi ia ghici. Păi oi fi tu dorobanțul șef? Na.
Oi fi capitanul? No, când la noi fi domnitorul Cuza. Ba, eu sunt. Na, iaca, și de aici mi-a venit ideea să facem o salată de ridic, la fel foarte simplă. E nevoie doar de două ridici albe, jumătate de ardei roșu pentru culoare și câteva condimente și arome. Veronica, uite, carnea e tăiată. Ia să văd ce ai pus acolo. Ai fost cam zgârcită la coniac. Cum am fost zgârcită? Am pus tot. Așa, uite, unde-s doi? Păi usturoi ce facem? Facem un pui bețic. Ia uite aici, usturoi și piper. Sare ai pus, pus, da? Am pus piper. Lasă, cu cât e mai piperată, iată, mai bună. Na, Veronica, acum putem să punem în tigaie smântâna. Deloc, ia să vezi. Mai păstrăm puțină smântână pentru la sfârșit. Când am fost la cumpărătură, ai ales un anumit tip de smântână. Da, smântână dulce. Există și smântână fermentată, da, care are un gust puțin acrișor, da, este mai acidă și se folosește pentru îngroșat sosurile și pentru ciorbe. Aha. Pentru prăjire folosim smântâna proaspătă. Ia uite-o. Începe să elimine lichidul, o să rămână grăsimea. În grăsimea obținută prin fierberea smântânii, se vor umeni ulterior bucățile de pui. Îi dăm un clocot pentru început și ne pregătim deja pentru salata de ridichi. Uica își cheamă răzeșii. Avem o răzătoare și două ridichi. Voi sunteți trei. Uica, asta unire. Un moldovean, un bănățean. Care are rădăcină? Eu sunt olteanu. Tu ești olteanu. Și eu sunt pic ardelean. Și tu ești un pic ardelean. Ia, vezi? Gata, stai că am rezolvat-o. Veronica, am zis anecdota cu bolovanul. Da. Uite, am doi bolovani aici și trei răzăși. Măi, răzășilor! Știți cum facem? Unul ține răzătoarea și altul la deși. Așa, ia să vedem aici. Hai. Dar e micuț castronul ăsta. Aduceți un castron mare. Uica, dar nu se prinde asta. Nu se prinde. S-a tăiat. S-a tăiat, trebuie să punem carnea. Nu se taie, se elimină lichidul, rămâne doar grăsimea. E momentul să punem puiul marinat să fiarbă în smântână până aceasta scade. În grăsimea rămasă, carnea se va perpeli ușor. Punem capacul pe oală și îi dăm mai departe. Câte timp noi ne ocupăm de ciupercuțe. Astea se pun crude în farfurie și peste ele se toarnă sosul fierbinte. Ele vor împrumuta gustul sosului, dar își vor păstra textura. Mm-hmm. Și sosul acela fierbinte le va înmuia. Le va înmuia, exact. Dă-ți seama că oștenii pe câmpul de luptă culegeau ciuperci și le mâncau ca atare. Deci nu e anecdotă. E adevărat. Dar nu toți, nu toate ciupercile. Uh-huh. Cele de prun, bureții de fag, la fel, gălbioarele, adică cele care sunt fragede și proaspete. Și crezi tu că meniul lui Cuza avea la bază ciuperci și șampinion? Eu cred că el mânca hrib și mânătărci. E, Cuza, mare om. A făcut studiile la Paris, nu? A fost la Constantinopol, a umblat prin toată Europa. Era un om educat, cult, altruist. Nu l-a interesat niciodată averea, bunăstarea personală, toate lucrurile astea. Interesul propriu. Că îi mai plăcea lui un păhărel, că a alergat după condurii domnițelor. Bărbat, dacă ești oștean, așa trebuie să fii. Așa. Na, și ca om de stat, eu zic că în epoca asta, de când am trecut de la fanarioți până în ziua de azi, a fost cel mai mare bărbat de stat. Deci toate reformele importante sunt făcute de Cuza. Gândește-te, Curtea de Conturi, nu? Da. Reforma agrară pentru care a fost blestemat și înjurat de boieri. E unul din motivele pentru care a fost creată monstruoasa coaliție. El întotdeauna a avut divanul, parlamentul țării l-a avut împotrivă. Partidele s-au unit împotriva lui. Pentru, pentru că, până la urmă, de Cuza se leagă ideea dezrobirii țăranului și înstăririi lui. Exact. El a dezrobit și țiganii. Mulți spun, Cuza a dat drumul la țigani să umple, să umple România. El i-a dezrobit. A făcut reforma școlară, școala obligatorie, la care boierii au reacționat. Ce le trebuie puilor de răzări, de țărani, să știe la coarnele plugului, să știe carte, să... Și acum cum se cântă? Hai să dăm mână cu mână, cei cu patru la română și cu doi la geografie, dăm încolo de chimie, nu? Meniul de astăzi e asigurat. Cu o rețetă pe cinste și o poveste pe măsură, cu care poți să-ți domnești toți prietenii. Veronica, o să iasă o masă pe cinste
și o să ne îmbucurăm sufletul cu mâncăruri alese. Mâncăruri domnești. Domnești, baș. Dar ce știi tu despre domnițele lui Cuza? A... E o latură a lui Cuza care nu e cunoscută. Nu asta vorbesc cu despre asta decât în fața divanului ad hoc. Era viața personală a bărbatului Alexandru, care... Eu, din câte am aflat, doamna lui, legală cu acte, nu putea să aibă copii. Și atunci a făcut cu această Obrenović, a făcut doi băieți. Da, există guri rele care spun că Elena Rosetti a fost nevasta lui, de fapt, așa, în acte... Formal. Formal. Ca pentru... E o căsătorie de conveniență. Da, a fost o căsătorie aranjată și mai rău e că se scrie că avea două defecte. Unul că nu era prea frumoasă, ceea ce nu prea convenea lui Cuza, și a doua oară că nu putea să-i dea moștenitori. Da. În schimb, avea cealaltă calitate. Celelalte două calități. De familie bună și bogată. Da, și nu. Și a treia era că era îngăduitoare cu Cuza și trecea Da, cum zice Bănățanu. Și-am să-mi iau muiere oarbă. Așa. Când vin beat să nu mă vadă. Da. Și-am să-mi iau muiere surdă. Când vin beat să nu mă audă. Uite, Veronica, răzeșii noștri, bravo, mă, băieți! Ne-au făcut edichile aici, a? Pentru culoare, o să-i dau doar puțin ardei, puțină paprika. Piperul, sarea, oțetul, uleiul de măsline și un strop de zahăr îți vor aroma salata de o ungi pe pâine. Ia să vedem acum. În puiul cu smântână adăugăm cubulețe de la jumătate de ardei roșu și mai dăm la foc vreo 30 de minute. Și apoi să aveți poftă! Bubuțe, foame? Ia, bubulaci, unde ești? E flămând, băiatul, imediat primești de mâncare. Hai, puși din bucătărie, că n-ai voie. Veronica, acum îmi dau eu seama de ce îl stimez și iubesc atât pe domnitorul Cuza. Păi semăna cu mine. Mânca braț. Îi plăceau femeile. Era femeiat. Da. Da, spre deosebire de Carol, care ieșea din palat și mergea să-și caute femei, lui le aducea ghiotantului, un prieten bun de-a lui, despre care există tot felul de snoave, de istorii. Îi aducea femeile în palat. Îi plăceau femeile, îi plăcea mâncarea bună, băutura. Cred că era un fel de uica Alexandru al Moldovei. Ah, ce mare mă dau. Iartă-mă. Așa. Hai, uite, mâncarea e gata, ia să ridicăm capacul, să vedem. Wow, mai amestec un pic? Veronica. Acum urmează să-i facem prefacerea din urmă. Fii atentă ce o să facem acum. Mai punem grăsime? Punem o folie generoasă de unt deasupra, nu umesteca. Nu? Te rog să mă ascunzi. Mai punem niște smântână proaspătă peste untul ăsta. Păi? De ce mai trebuie smântână? Așa, ca să lege sosul. Și acum? Și acum un vin alb. Hai, uica, că nu mai poate bubul, nu mai poate de foame, eu de ce face acolo? Bubule, ai răbdare, o țără. Dă un citat repede, filozofic, da? Ai răbdare, o țără, bubule, că trebuie să explic. Dacă se unește stomacul deștept cu mintea sănătoasă, faci un popor trainic și puternic. Așa. Așa că să ne îmbucurăm sufletul și să o mâncăm predânsa. Uniți în? Uniți în cuget și în simț. Așa să fie.